Salutare! M-a adus Cristina de la Optimus Imobiliare. Salut! Să vadă lumea cum ne salutăm în pandemie. În cea mai scumpă și cea mai căutată zonă imobiliară a capitalei. Suntem în Băneasa sau Herăstrău? Suntem exact la limita dintre Băneasa și Herăstrău. Și într-adevăr este una dintre cele mai căutate zone din capitală. Ne avem în partea de nord. Însă nu putem spune că este și cea mai scumpă. Aici te contrazic puțin. Perfect. Dar o să te contrazic și argumentat, să zic așa. Să auzim două argumente. Bun, printre cele mai scumpe zone din București, într-adevăr, se află și aceasta. Însă atunci când vorbim de scump, vorbim și de Kiselev, vorbim și de Aviatorilor. Deci avem la ce ne raporta când spunem scump. Dar, repet, vorbim și de calitate, pentru că normal, tot ce este bun se plătește. Da, trebuie să plătești când vrei ceva bun. Absolut. Suntem într-un imobil, într-un bloc, este un butic rezidans, cum îi zice? Da, este un butic. De ce este un butic? Cum se cheamă? Herăstrău Butic Rezidans. Herăstrău Butic Rezidans. Tocmai au plecat muncitorii și au venit alți muncitori care vorbesc. Schimbul de seară. Te-am adus să-ți arăt acest proiect pe care noi l-am luat exclusiv. În urmă cu câteva zile am semnat proiectul, pentru că consider că ai ce să vezi. E exclusiv cu Optimus Imobiliare? Normal că este exclusiv. Optimus așa foarte lucrează, tare. Exclusiv. Foarte tare. Este un butic rezidență, avem un număr mic de apartamente, deci cu siguranță nu va fi disponibil mult timp pe piață și ca să poți să ți-l arăt, a trebuit să te aduc cât mai repede. Hai să mi-l arăți un pic. Hai să ți-l arăt un pic. Asta este un apartament cu... Acesta este un apartament cu trei camere. Trei camere? Da, trei camere. Avem o structură de beton armat, perezi din cărămidă, deci când vorbim de izolare, este una bună. Sper să aibă și anvelopare pe exterior cu ceva. O să aibă, cu siguranță o să aibă. O să-l urmărim proiectul ăsta, că e vecin cu Cavaleria Hub. Normal. Asta și ne dorim, să fiți alături de noi pe tot procesul de construcție. Proiectul va fi finalizat în septembrie. Așa atunci, repede? Da, așa repede. Așa arată, da. Deja sunt destul de avansate lucrările. Văd că au tras cabluri, au tras instalațiile prin podea. Mai avem foarte puțin. Intrăm pe partea de finisaje. Și dacă tot am ajuns aici, desigur, fiecare viitor proprietar va avea posibilitatea să-și aleagă dintr-o gamă pe care dezvoltatorul o va pune la dispoziție, astfel încât să fie casa mult visată. Bun, te-am luat de la muncitor, ți-am arătat că aici se muncește, avem zgomotul pe fundal, dar vreau să-ți arăt și altceva. Vreau să-ți arăt că avem și priveliște, avem verdeață, ne aflăm vis-a-vis de Cortina Rezidens. Așa că dacă vei vrea gym, vei avea la circa 50 de metri, doar trebuie să traversezi strada ca să te menții în formă. E și o secție de poliție, next door. Da, este și o secție de poliție și mai avem și un parc, anume Herăstrăul, la mai puțin de 200 de metri de mers pe jos, ceea ce e important. Nu ne-am mai pomenit, să te duci da. În parc imediat. Avem restaurante, avem locuri de joacă, deci ne adresăm atât cuplurilor tinere la început de drum, cât și familiilor, dat fiind faptul că marea noastră majoritate vrem să ne scoatem copiii în aer liber când se termină pandemia, desigur. În curând. În curând. Mai noi filmăm acum pe 8 mai și pe 15, teoretic, este toată lumea pe stradă. Să vedem. Se dezgheață piața, teoretic. Apropo de piață, zi-mi ce se întâmplă în perioada asta. Adică suntem la o săptămână de încetare a stării de urgență. Ce s-a întâmplat în astea două luni cât majoritatea oamenilor au stat în casă? Ce s-a întâmplat pe piața imobiliară? Măi, pe piața imobiliară au avut loc, să zicem, schimbări. Așa cum în fiecare business a trebuit să ne adaptăm și noi, ca și broker imobiliar, a trebuit să facem același lucru. Din păcate, am tot auzit din diverse surse, știi, verifică doar sursele oficiale, nu verificăm Facebook-ul și ce mai zice nu știu care prieten. Din păcate, toată lumea a început să-și dea cu părerea și s-a indus așa o stare de confuzie. Noi tot s-a care e starea de confuzie? Tot s-a vehiculat o criză. Noi suntem într-o pandemie, nu suntem într-o criză. Vedem care vor fi repercursiunile acestei pandemii, însă nu putem să vorbim de criza prin care noi am trecut, pentru că nu vorbim de același lucru. Acum, brusc, au fost înghețate majoritatea domeniilor.
Da. Vorbim de foarte multe, de la turism, industria hotelieră, transporturi și așa mai departe. Însă, cu siguranță, așa cum ei se vor reinventa și noi ne reinventăm, deja filmăm cu case bune, ușor, ușor. Dar ce s-a întâmplat? Adică, în astea două luni, prețurile, ce simți tu, ok, pentru că tu ești cea mai sigură sursă a ta, cred. Ce simți tu? Ce s-a întâmplat cu prețurile și ce s-a întâmplat cu tranzacțiile ca număr? Ok, nu ce simt eu, am să spun ce spun cifrele și site-urile oficiale. În luna martie s-au temperat, să spunem așa, lucrurile. Nu au fost multe vizionări datorită stării actuale. Lumea a avut o oarecare reticență în a ieși. Proprietarii la fel au avut o reticență în a primi oameni noi în casă, pentru că până la urmă ne gândim la siguranța noastră. Însă, dacă ne referim... Știu asta pentru că ne-a fost greu să filmăm în niște corect, proprietăți. Corect. Da. Însă, dacă ne raportăm la partea financiară, indicii au raportat o ușoară creștere, deși cu toții ne așteptam, wow, o să fie o scădere, prețurile vor ajunge, nu știu, toată lumea visa. Dar de ce cresc prețurile? Înseamnă că a crescut și cererea sau ce s-a întâmplat? Așa cum deja vezi, construcțiile nu s-au oprit. Dezvoltatorii au construit în continuare, au investit în continuare. La fel, prețurile la materia primă au crescut. Și e normal, ca și factura de la Telecom, crește euro, crește și factura. Ca și, nu știu, orice bun, dacă îți crește materia primă, normal că nu o să mai vinzi gogoașa cu un leu, ci o să vinzi cu doi, pentru că făina este mai scumpă. Da, dar teoretic a scăzut prețul combustibililor. Da, dar nu ne raportăm doar la combustibil. Ne aici raportăm și la restul... Vorbim de forță de muncă, da. Vorbim de materie primă, vorbim de importuri, care știm cu toții că s-au realizat... Au șchiopătat, da, în perioada au șchiopătat. Însă, dacă facem o analiză între luna martie și luna aprilie, deja se vede o îmbunătățire. În sensul că lumea deja a început să se intereseze de anumite proprietăți, au început să apară cereri pe piață, au început să existe colaborări între agenții, desigur cu limitele impuse de lege, sigur, da. Însă vorbim de o creștere de 7%, adică undeva la 93 de euro pe metru pătrat. Da, numărul tranzacțiilor a scăzut în luna martie, datorită acestei reticențe a oamenilor de a ieși în stradă. Însă, ușor, ușor, cred că vom ajunge la un nivel poate chiar mai mare decât cel din 2019, aceeași lună. Asta e o veste bună. Mai zi-mi despre dezvoltatori. Cum s-au adaptat ei acestei situații? Suntem aici la Herăstrău, Boutique Residence. Da. Noi, pentru acest proiect... A trebuit să ne adaptăm și noi. Așa că până la 1 iunie am venit în ajutorul viitorilor proprietari, iar la achiziția fiecărui apartament se va oferi în mod gratuit din partea dezvoltatorului și actualului proprietar al acestui imobil un loc de parcare. Yeah. Un loc de parcare care este între 17 și 20.000 de euro, adică vorbim de un discount generos. Subteran sau? Subteran, da. Și când locuiești într-o zonă de genul, cam îți trebuie un loc de parcare. Aici cam trebuie. În perioada asta nu trebuie, dar e o stradă pe care circul foarte des. Și în perioadele dinainte de lockdown, nu aveai loc să parchezi un ac. Da, nu știu cum se parchează un ac, dar e așa o figură de stil. Eu chiar vreau să văd cum parchezi un ac. Bun, deci noi încercăm să stimulăm achiziția și să venim în ajutorul cumpărătorilor prin această ofertă pe care avem, însă normal este una limitată. Avem un deadline până la 1 iunie, pentru că atunci când vorbim de complexe mici, situate într-o zonă bună a Bucureștiului, lucrurile nu s-au schimbat foarte mult. Nu avem de vândut 300-500 de apartamente astfel încât să dorească să facă o scădere de preț. Nu. Sunt Boutique, Residence, Herăstrău. Deci, cu siguranță, produsul se va vinde. Dar, repet, toți încearcă să se reinventeze și noi am făcut același lucru. E foarte bine. Iată, dacă vrei să, sau dacă doar te gândești sau doar planifici să îți cumperi o locuință nouă, ia legătura cu Cristina, Optimus Imobiliare. Poți să le arăți un pic? Iar vrei să zâmbesc? Să zâmbești fără mască. Wow, ce bine e să zâmbesc fără mască, chiar mă bucură să o fac. Însă, cu siguranță, poate reușim să stăm fără mască de tot. Să vedem, s-ar putea să ne fie foarte greu.
Așa că asta este doar o opțiune din portofoliul lui Optimus Imobiliare. Desigur că în jur sunt foarte multe opțiuni. Încearcă să te informezi foarte bine, să nu pici pe mâna vreunor șacali imobiliari. Pentru asta sunt agenții imobiliari, pentru asta sunt agențiile imobiliare și Cristina. Așa că dacă ți-a plăcut, dă-ne un like, dă un share prietenilor tăi care caută sau studiază anunțurile imobiliare și dă subscribe dacă n-ai dat, ca să vezi primul ceea ce publicăm pe casebune.ro. Mersi, Cristina. Mersi, Elian. Te mai aștept pe la noi. Am zâmbit. Ai zâmbit, gata, perfect. Mulțumim.